Festivalul CP a început în acest an în comuna Sălășană Pericei, cum nu se putea mai bine, cu o demonstrație culinară și un maraton al CP-ei. Distracția a fost pe măsură. Localnici pasionați de bucătăria tradițională s-au întrecut în a găti mâncare bazată pe ceapă. Avem aici un localnic care ne-a impresionat și anul trecut cu preparatele domniei sale și văd că și de această dată gătește ceva. Bună ziua, ce mai faceți? A trecut deja un an. Mulțumesc! Ne-am îmbătrânit un an și iarăși participăm la Zilele Pericelor, cum am promis că vom face fiecare an. Bun, haideți să o luăm cu începutul. Ce gătiți dumneavoastră astăzi aici, în acest ceaun? Gătesc altceva decât anul trecut. Anul ăsta fac un ciolan cu ceapă și cu fasole roșie. Cum se prepară? Cum e rețeta asta? Prima dată se pune ceapa la călit, care este tăiată mărunt, în un soare de porc. După aia punem condimentele, punem carnea tăiată mărunțită, chiar oasele, ca să prindă un gust bun. Și la foc încet începem să fierbem și ulterior adăugăm alte lucruri. Fiind festivalul CP-ei, am înțeles că toate mâncărurile prezentate aici sunt bazate pe, sau se bazează pe ceapă. Ceapă și nu numai. Da? Majoritatea mâncărurilor vor fi, deci, în special, pregătite din ceapă. Noastră, cam câte rețete știți pe bază de ceapă? Multe. Aproape pentru fiecare zi câte una. Se spune că aici la dumneavoastră se gătește inclusiv prăjitură cu ceapă. Da, da, prăjitură chiar nu-i prăjitură, este un fel de aperitiv. Deci un aperitiv rece care este chiar aici. Da? Doamna, se poate gusta. Hai să vedem cum e. Este un fel de pogăci cu ceapă. Sunt făcute în cuptor, ceapa este introdusă în aluat și este un preparat specific zonei noastre. Perfect. Bun, ce a spus până la această oră aici în ceaun? Codimentele, carnea, ceapa, un soare de porc și așteptăm să fiarbă un pic carnea și mai târziu adăugăm morcovii, pătrunjelul, țelina, fasolea. Cam în câte ore? Două ore jumate, maxim trei. Nu ne grăbim să fie cât mai bun. Se mănâncă cu ceapă, cu ulei sau? Nu, o să fie servit în cucuț, deci în pâine. Ăla va fi ambalajul sau farfuria. Deasupra vom pune o lingură de smântână. Cine dorește arde iute sau pătrunjel tăiat, frunze de pătrunjel tăiat mărunt. Cine ce cum dorește. Aici văd că v-ați pregătit un cort foarte frumos. Aveți ceapă roșie, aveți ceapă albă. Cultivați și noastră ceapă? Da, da, cultivăm. Deja am predat aproape o tonă jumate la ora de la prăzare. Da, aici cam toată lumea cred că, nu știu, cultivă ceapă, da, nu? Da, 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 da. Ok. Mulțumim tare mult, să aveți mult succes și spor la muncă. Vă așteptăm înapoi să gustați mâncărurile. Mulțumim. Ce faceți noastră de data aceasta aici la festivalul CP? Ce gătiți? De data asta vom face o supă de ceapă. Cum e supa asta? Ia spuneți-ne rețeta. Ei, o rețetă învățată în ani. Deci nu pot să zic că am învățat-o de la cineva anume. Eu am adaptat-o de-a lungul timpului. Deci după cum ați văzut, am pus ceapa puțin la călit. Iarăși un mic secret de-a meu din grădină de la mine. Ardei ăsta care îl fac eu în mod special. Nici nu dau la nimeni rețeta. Glumesc, bineînțeles. Pe urmă punem puiul și vom face o supă de ceapă. O ciorbă. O ciorbă de ceapă. Nu supă cremă, ciorbă de data asta. Aici toate mâncărurile se bazează pe ceapă. Știu că am discutat și în anii trecuți cu dumneavoastră. Da. Acum nu chiar toate. Sigur că și noi gătim și lucruri mai moderne, dar eu v-am spus, pentru mine condimentul cel mai important este ceapa. Cam ce mai faceți dumneavoastră cu ceapă, doamna, aici? Când gătiți acasă? Cam... Aproape în fiecare mâncare, 99% din mâncări, eu folosesc ceapă. E condimentul meu preferat. Foarte frumos. Cam pe când va fi gata această... După ce începe să... maxim 2 ore. Foarte frumos. Venim să gustăm. Să gustați. Mulțumim, doamnă, mult succes! Mulțumesc mult! Autoritățile susțin că rolul festivalului este de a promova valorile locale. Domnule primar, ne întâlnim din nou la o nouă ediție a festivalului CP-ei, aici, în localitatea Pericei. Localnicii am văzut deja că au început să gătească guiaș, bograci, ciorbă de supă de ceapă, tocăniță cu ceapă, o multitudine cremă de... Cremă de ceapă, mai supă de cremă de ceapă, așa că mai mult. Bogate. Evident, este un eveniment care își propune nu doar să aducă pe localnici în același loc, ci și să promoveze valorile localității până la urmă, nu? Dezideratul și mobilul organizării acestor evenimente e ca să atragem atenția lumii că existăm, să promovăm produsele noastre, tradiția noastră și dorim ca să fim foarte deschiși, deși să împărtășim cu lumea tot ceea ce reușim să facem, tot ceea ce gătim și chiar că invităm lumea să degustă din toate mâncărurile
din ceapă, pentru că sălajul are acest produs și este bine să promovăm ca să cunoască toată lumea și nu în ultimul rând să mai facem și un venit pentru fiecare gospodărie. Evident. Avem aici în față niște preparate pogăcele cu ceapă. Am înțeles că la noastră sunt foarte multe mâncăruri care se bazează pe ceapă. Au la bază practic ceapa. Da, într-adevăr, este o legumă larg folosită în gastronomia ardelenească și, nu, în ultimul rând, și aceste fursecuri, cum spune lumea modernă, dar noi spunem pogăcele, haideți să folosim termenele moștenite și cuvintele moștenite de la bunicii noștri, pogăcele cu ceapă. Da. Ați ajuns acest eveniment, acest festival al cepei, deja o tradiție aici la nivel local. Am văzut că interesul este unul destul de larg. Lumea se simte bine, discută despre mâncare, discută despre recoltă, despre posibilități și așa mai departe. Mai ales lumea va ieși de seară și mâine după masă, dar noi neapărat dimineața deja ne-am pregătit să facem prezentarea gastronomiei, deci necesită un anumit timp până când în aceste condiții ne pregătim ca să fie igienic, să fie sănătos și pe când va veni lumea și pe când intră totul în ritmul așteptat, mâncărurile să fie terminate ca să putem degusta. Festivalul s-a încheiat duminică seara cu multă muzică și voie bună.